mai bana decât creator, mai bine huligan decât dictator, mai bine coran decât activist, mai bine mort decât comunist. Mai bine haibara decât strădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine coran decât activist, mai bine mort decât comunist. Piața universității a fost o mare lecție de demnitate. Din procesele din Est este chiar unică și nu are precedent. Poate în Asia, la piața Tiananmen, terminată la fel cu represalii. Nimeni nu a condus această manifestație. Că după ce în decembrie exista o insulă cât România de anticomunism, dintr-o dată insula asta a devenit de o jumătate de kilometru. Adică s-a micșorat cam prea tare, domnule. Cel mai mare șoc pe care l-a produs la început piața a fost acesta. El a obligat pe toată lumea să opteze pentru sau împotriva ei. Dacă personalități ale vieții noastre culturale și științifice au acceptat și au susținut acest fenomen, au făcut-o pentru niște interese pe care noi le știm. Oamenii strigau în gol, nimeni nu vrea să-i audă. Piața universității a devenit și opinia mea este că va rămâne un simbol în viața politică a acestei prime jumătăți de an. Piața universității constituie un fenomen major pentru revoluție. Mi-am dat seama că lucrurile stau mult mai complex. Sunt atâtea nuanțe de gri și ele sunt din ce în ce mai multe și din ce în ce mai greu de distins, încât aproape că nu știi de unde să apuci. Toată lumea în starea aceea de euforie. Gândea că totul va evolua rapid și se va schimba foarte mult în bine. Țăranii, pot să spun că au fost primii care au înțeles. Mă surprinde faptul minerii, mă surprinde faptul clasa muncitoare. Ei n-au înțeles. Ceea ce au dat presa și mai ales televiziunea, nu putea, să zic eu, să-și formeze acest minut, să-și formeze o imagine reală asupra evenimentelor din această piață. Atunci când fenomenul a apărut, noi am avut, l-am transmis zilnic, dar l-am transmis o dată de două ori. Fenomenul piața universității pentru mine a fost un fenomen pe care pot să spun acum l-am prevăzut. Pe plan strict subiectiv, pentru mine a constituit aproape permanent o scormoneală interioară foarte frustrantă. Puterea ar fi trebuit să inventeze o piață a universității dacă aceasta n-ar fi existat. Și cred eu, și sper eu, că vor fi tot mereu oameni care să-i audă pe fraților care au murit acum. Trebuie să începem neapărat din 21 decembrie, pe la orele prânzului, când acea piață a început să trăiască într-un fel atât de neașteptat pentru noi toți. Cred că pentru toată lumea piața universității de atunci, în decembrie, a fost ceva atât de nou, de neprevăzut, de fascinant și de tremurător, încât, în mod sigur, ei nu vor uita acea zi. Din acel moment, deja s-a creat un fel de spațiu special în acea zi. La sfârșitul lui decembrie s-a creat în mod firesc un fel de solidaritate a întregului tineret. Tineretul era categoria de vârstă cea mai puțin atinsă de corupția complicității cu vechiul regim. Era începutul primăverii. Tragedia comunistă pe care a suportat un popor 45 de ani s-a terminat în noaptea de 21 spre 22 decembrie. Era noaptea cea mai lungă și începeau zorile credinței românești de afirmare. Scop!
Scopul acestei demonstrații este de a lupta, de a ne opune cu mijloacele noastre pașnice, non-violente, oricărei forme de comunism. Noi ne îndreptăm efortul împotriva oricărui atentat la libertatea noastră. Nemulțumirile noastre au fost generate încă din decembrie, încă din timpul așa zisei revoluției din palat. Bun, ajutați pe cine trebuie. La ora 5 sunt în vine. I-a spus că la ora 5 este aici. Și nu a unor conducători care s-au auto-intitulat conducători, s-au auto-intitulat aleși ai poporului, s-au auto-intitulat comunist, n-au nimic de a face, nici cu socialismul, nici cu ideologia comunismului științific. Au întinat numai numele Partidului Comunist Român. Au întinat numai memoria celor care și-au dat viața pentru cauza socialismului în această țară. Oricăror ar încerca, acelora care ar încerca să zdruncine noua orientare politică socialistă democratică în țara noastră. Așa vedeam atunci lucrurile. În acel moment am rugat pe președinte, pe viitorul președinte, să-și rupă canetul de partid în fața camerelor de la AVD pentru a demonstra, pentru un gest, hai să spunem, ușor teatral în acel moment, dar absolut necesar, pentru că sunt gesturi importante, simbolice, care nu s-a petrecut. Este, după părerea mea, începutul unei neclarități care a dus la convulsii. Eu consider în continuare, împotriva multor opinii, că la 22 decembrie a fost o acțiune anti-Ceaușescu, nu anticomunistă. Se declară în afara legii Partidul Comunist Român, considerându-se... Considerându-se că acest partid se situează împotriva spiritului național și a legii strămoșești. Biroul executiv al Frontului Salvării Naționale. Și de câte ori oamenii au simțit că ceva nu este bine sau că ceva începe să nu fie bine, au găsit ca cel mai firesc lucru să se ducă repede Piața Universității, ca într-un loc în care poți să spui ceea ce te doare. După ce frontul a anunțat că în primele să vedem că nu participă la alegeri, că va fi un arbitru imparțial, că este deci un guvern de tehnicieni menit doar să administreze alegerile, să ducă țara până în acest moment de democrație și de regăsire a libertății, a anunțat la 4 săptămâni de la Revoluție că va candida în alegeri. Au urmat evenimentele din 28-29 ianuarie, care au fost mai mult decât un duș rece pentru întreaga populație a capitalei, care cunoștea mult mai bine situația. A câștigat alegerile în 46, care au fost măsurite și luate de Partidul Comunist. Jos comuniștii, nu mai vrem comunism! Demisia! 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 Așa cum am spus și aseară,
alții din străinătate să forțeze oamenii frontului să dea demisia pentru că au organizat o demonstrație. Am fost azi noapte aici, au venit oamenii cu totul nepregătiți, cu totul nearanjat, niciun fel de contra-manifestație și au spus cuvântul aici. Și oamenii lor au trebuit să tragă din fața oamenilor noștri. Pentru că mă numesc Nicolae Ivaș, sunt intelectual, sunt profesor universitar. Oamenii noștri predau doctrina de istoria grupurilor economice. Partidele astea să fie ordonate, să asculte de cine la putere acum, că nu poate toată lumea se bate frontul. Dar nu cu cei care au venit din afară cu dolari și cu care au trăit în țări americane. Credeți și n-au făcut ce a făcut domnul Iliescu, i-a dat mâncare de prama și totul ne-a dat. Și acum vine să vrea să veniți din nou, să facă capitalism, deci asta nu vrem. Vrem frontul noi. Dar să știți că democrația nu se face cu un singur partid. Și se face cu mai multe partide. Dacă nu e pro și contra, să știți că iar v-am ajunge la dictatură. Așa a pornit totul. Că acei tineri aveau dreptate, o dovedește murdăria în care ne-am scufundat de atunci încolo. Aglomerarea foștilor, cum am zis, oameni care au ocupat postul în vechea putere, puterea comunistă, în funcție, chiar așa zis, provizorii, au dat de venit. Vă rugăm mult, veniți să participați la dialogul cu noi, domnule președinte. Aceste lucruri le-am auzit și de la Ceaușescu, cu facțiunile. Nu ne mai împărțiți, nu ne mai împărțiți. Ne-ați împărțit odată în feseniști și antifeseniști. Și în primul rând, să nu mai fim dezbinați și dorim democrație, nu dorim ruși și nu dorim securitate. Există suficiente latențe ale poporului, care un potențial care poate fi valorificat și pe care dumneavoastră îl neglijați. Nu aveți încredere în noi și noi ne-am pierdut încrederea în dumneavoastră. Am culcat sub Ceaușescu, m-am trezit sub Iliescu și faptul că numele lor e logă, nu-i vina mea. Primul nu știa nici românește, acela vorbește perfect rusește, știe englezește, știe franțezește, am zis că da, domnule, da, da. Pentru că mulți au închipuit că ăștia sunt buni de la FSN, că uite, ne dă la televizor muzică disco, să găsesc pui de gostat la alimentare, păi înseamnă că e și în România democrație. La noi se confundă încă democrația cu stomacul plin și că-ți flutură ea niște muzică americană. Sau că se arată pop la televizor, cum trag la cădeleță, nu? Tot fenomenul piesii universității a fost un copil născut înainte de vreme. Adică... nu erau încă... de fapt, coapte condițiile unei opoziții de-asta de stradă. Fiindcă nu era pregătită lumea, în primul rând. Dovadă faptul că, la marea masă a populației, piața universității nu a avut succes. În legătură cu această demonstrație, câteva precizări vor fi făcute, așa după cum am fost informați, de domnul locotenent colonel Călin Mateescu, prezent în studioul nostru. Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, și astăzi, în capitală, s-au produs mitinguri neautorizate, care au perturbat serios circulația rutieră în zona pieții universității. Întreprinderea de transporturi București ne-a comunicat că numai pentru ieri pagubele s-au ridicat la 18.000 lei, pagube la care se vor adăuga cele de astăzi, 23 aprilie 90. Ne exprimăm nedumerire la aceste forme de manifestare cu blocări ale traficului rutier, întrucât, în acest mod, s-a paralizat aprovizionarea normală a centrului capitalei cu produse de strictă necesitate, pâine, lapte. Și, ce este foarte grav, s-a perturbat asigurarea asistenței medicale la domiciliu, cât și transportul unor bolnavi gravi care unitățile spitalicești puteau să le salveze viața. Aceste apeluri ale noastre au rămas fără rezultat, fără rezonanță. Persoane care s-au dedat de altfel la acte de violență, spărgând parbrizele de la mașinile de circulație folosite în trafic și au profanat trivialități. Și pare puțin straniu, vorbesc despre acest fenomen pe care l-am cunoscut fără să mă duc niciodată în piața universității, dar l-am cunoscut
zi de zi, sigur indirect și imperfect. Dovada faptului că l-am considerat drept un fenomen de mare importanță, într-o vreme când alții îl considerau un fenomen marginal, este faptul că zilnic, într-un fel sau altul, de mai multe ori, fenomenul a fost prezent pe micile ecrane. Timișoara! Timișoara! Eu, spre deosebire de domnul Teodorescu, am fost de câteva ori în piață. Sigur că dacă aș fi fost cu creionul în mână, aș fi avut poate un alt mod de a-l aprecia. Deci, ceea ce a fost în piața universității a fost ceva în afara ordinii sau în perimetrele dezordinii. Ceea ce m-a deranjat și înainte de 22 decembrie, această nuanță de abuz. Oamenii au filmat de unde au putut și cum au putut. Iar cei mai obraznici se bagă cei mai în față. Asta este. Oamenii vor să vadă. Eu cred că mai mult decât obiectivitatea peliculei, nu poate să existe altceva. În această piață avea loc un fenomen foarte pronunțat de contestare al puterii instalate la București după evenimentele din decembrie și televiziunea, fiind aservită puterii, nu putea prezenta acest eveniment în amploarea sa. A fost intervenția poliției din 24 aprilie, deci la 4:30 dimineața, unde circa 1000 de polițiști au venit, au înconjurat piața și modul în care au fost dispersați manifestanții nu a fost nici democratic și nici pe placul opiniei publice, cel puțin din capitală. Noi observasem că în piață foarte multă lume dorea să spună câte ceva. Și ideea, cum spun eu, fundamentală a unui spațiu liber și democratic e ca omul să-și poată expune punctul de vedere în mod nestânjenit. Și aveam un balcon care era exact, întâmplarea făcuse, fie exact pe colțul acela. Am luat din club stația noastră de amplificare, am deschis balcon și în acel moment... S-a afirmat de dumneavoastră, tovarășe Iliescu, că aici, în piața universității, ar fi o gașcă în fiecare zi aceea în care își pierd vremea și care în niciun caz nu-i reprezintă pe cei care au luptat aici în 21-22 decembrie 89. Aș vrea să știți, tovarășe Iliescu, că pe 21 decembrie 1989 fiul meu a fost omorât aici la ora 17:30, iar am datoria morală de a continua ceea ce el a plătit atât de scump. Fiul meu se numea Gâdlan Lucrețiu Mihai și avea 19 ani. Piața Universității nu și-a propus să propulseze pe cineva, s-a vrut a se aduce un aer nou, o schimbare, o tribună a democrației în aer liber. Noi cei de la 21 am făcut mari eforturi pentru a nu lăsa această mare mișcare din piață să alunece înspre o latură derizorie. Am solicitat introducerea discutării cererilor manifestanților din piața universității și din celelalte orașe ale țării. Deși s-a aprobat acest punct, constat că nu este pe ordinea de zi. Singurul care s-a opus a fost domnul Ion Iliescu. Una din marile nenorociri care le-a dus comunismul tuturor culturilor este vulgarizarea. Așa cum a făcut președinte Iliescu în Parlament când a vorbit de golani. Să nu uităm, cu câteva luni înainte, Ceaușescu vorbise de huligani. Și sunt unii care le plâng de mile câtorva golani, care provoacă dezordine în centrul orașului. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine... A fost tată ca în povești, a fost în România, o gașcă mare de golani ce-au aruncat tradia. Nu ne-am confundat nici când cu oamenii de bine, lumiți și neocomuniști și fără de rușine. Mai bine camara decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine volan decât activist, mai bine mor decât comunist, mai bine camara decât trădător, mai bine huligan decât... Ho visto che questi golani sono...
sono così simpatici che mi sento anch'io un galan. Trascaia, Romagna, libera! Trascaia, Europa, libera! God bless you! God has his hand on Romania! Dumnezeu și-a pus mâna deasupra României. Și am început să primim mesajele de adeziune. Știu că, de exemplu, la Oxford, studenții au purtat câteva zile ecosoane cu golan în piept și plus declarațiile atât de frumoase. Universității de Golan, cum mai spun, de personalități uriașe. S-a preferat, cum să spun, substratul propagandistic și politic. Intercontinentalul, cu colana aceasta nesfârșită a ziariștilor străini, în văzul întregii lumi. Manifestația de 53 de zile din piața Universității din București a constituit pentru noi, cei care am lansat proclamația de la Timișoara, cel mai impresionant semn de solidaritate, întrucât această manifestație avea ca obiectiv susținerea în public, în stradă, a acestei proclamații. Fenomenul Piața Universității ne-a consfințit o libertate pe care am câștigat-o în timpul Revoluției, și anume aceea de a ne exprima deschis părerile, de a avea încredere unii în alții, și pe undeva ne-a redat tocmai demnitatea pe care am pierdut-o. Mărturisesc că am fost surprinși de acest fenomen, am fost surprinși gazetărește. Nu aveam puterea să le reflectăm unde a ajuns de bine în paginile noastre. Presa a fost împărțită, ca și societatea noastră, de fapt, ca și politica dusă astăzi la nivel înalt. Deci a fost presa care a încercat să-l comenteze obiectiv, și organe de presă care au încercat să denigreze fenomenul pieții universității. Exact așa cum se întâmplă cu mișcările care sunt, care au altă coloratură decât cea oficială. Am fost acuzați, special noi cei de la România Liberă, că ne-am transformat în organul de presă al pieții universității. Eu nu cred că a fost așa ceva. Consider că noi ne-am făcut mai mult datoria față de alte ziare din România. De a refuza dialogul cu demonstranții, cu reprezentanții semnatarilor proclamației, scindează în continuare populația, alienează una din părțile cele mai active și mai responsabile ale națiunii. Noi, următorii intelectuali români, ne exprimăm solidaritatea cu manifestanții din piața Universității și repetăm chemarea la dialog, condiție de neînlocuit a stabilității politice. Și noi dorim stabilitatea, dar dorim o stabilitate morală bazată nu pe interese personale sau de partid,
ci pe interesele țării și pe respectarea aspirațiilor sfinte ale Revoluției din decembrie. Lumea venea acolo pentru că regăsea un spațiu al libertății. Era un fel de spațiu în care oamenii veneau să se întâlnesc. Nu a existat nicio organizare. Oamenii veneau pur și simplu să se vadă unii cu alții, să se întâlnească și să spună aceste lucruri. Toți ne amintim că acolo era un loc privilegiat în care eram fericiți pentru că nu ne mai era frică, pentru că ne simțeam solidari și prin solidaritate pierdeam spaima în care trăisem. Observați că au început înjurăturile, amenințările, bătăile, ba chiar și crimele. Deci, iată că frica începe să revină la noi. Pe urmă, în al doilea rând, din cauza acestei lipse de adevăr. Păi ce? Știe cineva dintre noi, ca să-i piară frica, câtă securitate a fost în țară? Câte dosare avem noi? Câți informatori au fost printre noi? Câtă nomenclatură? Unde a fost? Cine a tras în noi? Cine mai este în funcție? Ei bine, zvonurile reprezintă acum arma cea mai teribilă a PSN-ului, care împinge pe oamenii atât de trudiți, atât de mințiți, atât de disperați, încât să-i facă fanatici și violenți. Să le enumăr că, de exemplu, le-au cumpărat cu bani, că nu ne drogăm aici în piață, că suntem comuniști mascați, că suntem contrarevoluționari, că ne vine țara, că suntem imorali. Pentru omul cu carte puțină e suficient să vorbești de tolarii locutare, ca dintr-o clipă să dorească să fie moartă capra vecinului. Îmi imaginez că aici ar fi un meeting PSN și că eu aș fi Iliescu. Ce v-aș spune? Aș începe prin a vă atrage atenția cu un zâmbet simpatic. Priviți cât suntem de mulți! Știm că dacă pierdem această șansă, șansa unui miracol, șansa unei treziri, o pierdem pentru alți 40 de ani. Comunismul nu se instalează nicăieri pentru o legislatură. Are și el tabieturile lui, trebuie să-l înțelegem. Vă mulțumesc! Nu în ultimul rând, pentru gestul pe care îl faceți de a apăra în continuare acel miracol care a avut loc și care este înfăptuit de dumneavoastră. Acest miracol care nu a avut nimic comun cu ceea ce am văzut ulterior că se instalează în țara noastră. Și am crezut că ultima formă de luptă pe care pot să o iau pentru a sprijini această manifestație este greva foamei. Într-o frază, puteți să-mi spuneți ce vă nemulțumește astăzi în România? Activiștii care sunt cocoțați în continuare în fruntea posturilor cheie din guvern. Suntem mințiți la fel ca înainte. Se vorbește una și se face alta. Comunism. Defăimarea personalităților. Crima de a împărți societatea. Faptul că nu sunt pedepsiți cei care trebuie pedepsiți. În conducerea țării sunt păstrați membrii compromiși ai fostei nomenclaturi. Regimul politic nu s-a schimbat deloc. Prostia poporului. Reîntoarcerea la vechiul regim. Șanse imense pe care a avut-o poporul după 22 decembrie ar putea să fie pierdută. Actuala conducere, am crezut-o timp de câteva zile, la început de tot. Lipsa de perspectivă. Sistemul politic nu este cel pentru care au militat tinerii. De unde sunteți? La Buftea. La studioul Buftea. Mă nemulțumește același lucru care mă nemulțumea și sub Ceaușescu. Sacrificiul la care au fost dispuși pentru aceste idei este obligatoriu să intre în incidența preocupărilor acestei nații, indiferent dacă e vorba de medici sau de nemedici. De ce nu are loc dialogul între reprezentanții statului și greviștii foamei, după părerea dumneavoastră? Cum poți să vorbești cu niște oameni care nu mănâncă? Dar dumneavoastră, dacă ați vorbit cu ei, ce le-ați spune? Le-ați spune să ducă și să mănânci o friptură la frigare. În numele mișcărilor participante la manifestația pașnică din piața Universității, precum și a manifestanților independenți,
ale căror semnături le deținem, vă rugăm insistent să difuzați pe post azi, 15 mai 1990, caseta cu cele 26 de minute conținând evenimente din perioada 22 decembrie 89, 24 aprilie 90, necenzurate, așa cum v-am oferit-o noi, în jurul orei de maximă audiență, 20-30. Considerați că dacă este o casetă pe care să se spună de către o persoană foarte importantă, da, că Frontul Salvării Naționale este de 5 luni, considerați că această casetă trebuie să fie difuzată. Putea să spună că e și 200 de ani, domnule, nu mai contează acum, domnule. Și nu înțelegi că sunt multe lucruri care nu trebuiau spuse și s-au spus și altele care nu trebuie neapărat spuse. Nu trebuie toată lumea să știe anumite lucruri, domnule. Deoarece vizionați de două ori împreună și cu directorul, împreună și cu domnul Caramitru, vicepreședinte de la CPUN, a avut o atitudine inițial foarte clară, la dreptul explozivă, în sensul că este imposibil de difuzat acest film. Mergem în sala mare și discutăm. Aici vrem să știți ce se întâmplă. În sala în control. Densu filmează tot. Măi, vreau să constituim un consiliu. Dar Densu filmează. Dar Densul decizează tot. Dar nu ai în sus. Dacă nu ne lăsați să ne organizăm, nici control nu vom avea nici organizare. Democrație, să fie un cuvânt, mai explicit. Democrația a fost Frontul Salvării Naționale. Funcționează de 6 luni de zile. Nu se mai spune Frontul Democrației, a fost. Dialoghează, domnule, la televizor, să te vadă lumea. De ce nu? Pe cine reprezintă? Să dialogăm pe așa ceva? Nu avea chef deloc. Fiindcă îi se spune, domnule, era periculos, în baniți, au cuțite, au pistoale. Ceea ce, până la urmă, eu m-am săturat, nu m-am mai băgat pe afacere, Caramitru a rămas și când se aranjease deja întâlnirea cu, nu știu dacă va posti Caramitru, Iliescu a spus, domnule, zice, sunt anunțat că cei care vin în universitate au pistoale și vor să mă împuște. Ce? Și cine v-a spus, întreabă? Iliescu era înconjurat de anumiți domni sau tovarăși. Și care mi-a zis, domnule Iliescu, eu stau aici lângă domnule, mă așez în fața dumitale cum voia Păunescu să așeze în fața tovarășului să-l salveze, nu? Cu propriul trup. Nici pomeneală nu e să vină aia. Nu, Iliescu, ce eu ies pe un ușa din dos când o să vină, nu, m-ați băgat într-o chestie îngrozitoare. Ultima pretenție pe care au avut-o studenții de a dialoga într-un studio de televiziune mi se părea onorabil și am susținut. În acel moment refuzul a fost categoric. Dialogul nu a avut loc. Nu vor cameră. Deci au justificat că ne cramponăm de cererea unei camere video, că nu este normal ca în sala unde urmează a avea loc discuția să existe o cameră video. Adevărul și realitatea nu vor apare niciodată în România! Îmi permit să vă spun că buldozele tovarășului Iliescu nu vin în pace, nu au carburant, iar conducătorii sunt între noi aici. Putem sta fără frică. Aș propune constituirea unei reprezentante din câte 2-3 golani din această piață care să reprezinte toate categoriile de oameni. Medici, ingineri, studenți, elevi, muncitori, și să pună scura în coate tovarășilor la televiziune să arate concret ceea ce se întâmplă în piață. Deci vă rog frumos să faceți curat. Exact, atât, gata, curat. Restul nu ne interesează. Stați unde vreți. E curat, e curat. Pe mine mă interesează doar circulația, atât. Pentru asta am oameni, spun că nu suntem în stare să facem. Și în cazul în care oamenii noi să vrea să elibereze zona, ce mă treaba dânșilor? Asta nu hotărăsc eu. Eu doar treaba am doar cu circulația. Doamne, cea mai mare,
cea mai rămasioare. De ce nu încetați acest cumplit război? De ce vă gândiți numai la voi? Și nici nu vă pasă de mama ta. Te face sarmenici și cori. Care popor, bă? Ei, nu pot să-i zic că e bofoni. Toată mi-a vrea Iliescu. Roman e frumos, vorbește frumos ca Rasu. A stat în străinătate, în exil. Cât a stat, domnule? Lasă-mă în pace, băi, omule. Bă, uite palmele mele cum sunt. Amărâte. Un ce nu stau în piață aici. Am văzut. Să văd și eu panoramă. Ce cere locuințe. Și, Doamne, pentru ce o viață de coșmar? Și pentru cine se moare în zadar? Sunt loc plină de gloare. În niciun caz nu cred eu că piața a existat la modul profund, la modul adânc, altfel decât printre acești mari anonimi. Ei au făcut practic întotdeauna ce s-a făcut frumos pe lume. Acești oameni neștiuți și necunoscuți reprezintă sufletul pieței. Să vezi cea mai rămasă. Atunci s-a ratat un lucru formidabil. Fuziunea aia care ar fi trebuit să existe între nefericita, biata noastră clasă muncitoare și nefericita, biata noastră intelectualitate. Pe voi, acolo vă zăresc. Sunt nopți pline de gloază pentru miră în război. Au fost intelectuali de prim rang, oameni de mare conștiință profesională. Au fost studenți, au fost studenții mei. Și în acest tălume au fost, cum am spus-o de mai multe ori, provocatori. Nu vedeau altceva decât țiganii care vindeau nu știu mai ce pe acolo, nu vedeau decât prostituatele, nu vedeau decât... Mișcarea studențească a polarizat în jurul său o întreagă masă de oameni din capitală și nu numai din capitală. Ai, 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 voturile ne așteaptă mai. Ai, 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 te votăm greșit atunci, bai. Și iar miliția și securitatea vor face din nou dreptatea. Și în loc de banane ne-or trage bastoane și vom planta trandafiri. De trei luni mă tot minunez, nici nu lucrez, nici nu mă distrez. Toată ziua mă întreb, eu cu cine votez? Semnul dictatorial este un trandafir electoral. Se compuneau cântece și scriau poezii. Majoritatea cântecelor cântate în piață au fost compuse acolo. Secera și trandafirul ne dau astăzi și ca nouă giru. Don't worry. Oamenii însă, publicul de televiziune, dorește și altceva, dorește un spectacol de operă, dorește un meci de fotbal sau, mă rog, o altă manifestare, dorește un program cultural de versuri. Spun unii despre noi că am fi fasciști, alții zic că am fi doar un grup de folchiști. Se cânta până noaptea târziu, uneori până dimineața. Noi am fost asaltați de telefoane din partea populației, din partea unor cetățeni cazați la Intercontinental, deranja. La televizor nu vor nici în bucătărie, nici în dormitor, vor doar Petre Roman, Petre Roman. Mă rog, treaba lor, bărbații de bine fac, ca de ziuni, obicei păstrat la noi din străbun, colaci cu olivă și adeziuni. Dacă asta e fericirea, secera și un ciocan îngrijește strandafirii, eu prefer să fiu golan. Vei veni, vei vedea, vei veni, vei afla, vei veni și vei ști, dreptate va fi. N-am nimic de cerut, nimic de câștigat.
Pentru că e absurd să crezi că numai cu cântece și cu lozinci anticomuniste schimbi un sistem. O plasă care s-a țesut vreme de 40 de ani, domnule, nu se destramă într-o jumătate de ani. Iliescu te câștigă, vom mânca iar mămăligă, don't worry, be happy. Și în următorul cincinal noi golani vom mai face un canal, don't worry, be happy. Ai, 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 voturile ne așteaptă mai. Ai, 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 te votăm greșit, atunci ai bai. Din nou feseniști, acum activiști vor cere un nou cincinal. Iar noi huligani, acum golani, dansa vom lambada la cos. Ai, 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 voturile ne așteaptă. Care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, fie voia ta, precum în cer și pe pământ, pe pământul nostru. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin! Ziua alegerilor a fost o zi în care oamenii s-au dus ca la biserică. A fost ceva extraordinar. Acum știm precis încotro ne îndreptăm toți. Așa a fost să fie. Acesta a fost destinul. Am descoperit în piața universității, în acele zile, o ruptură între liderii manifestațiilor de stradă, care aveau merite de acum istorice în organizarea acestor acțiuni și care revendicau întâietatea în toate manifestațiile din piața universității, și intelectualii capabil să ofere armătura teoretică a unei construcții politice. Pe 24 mai, Gidu s-a retras oficial din piață, în baza unui carter între Asociația Studenților Arhitecți, Liga Studenților, și Asociația 21 Decembrie. Nu am motive să mă justific. Decizia de părăsire a piesii a fost luată de 4 asociații care, mă gândesc eu, nu sunt formate chiar din proști. Dacă acești oameni au decis să se retragă, presupune că vor fi avut anumite motive să o facă. Au rămas două asociații. Și consider că spiritul acestei piese și marea ei victorie a fost tocmai prin afirmarea pașnică unor principii, prin poziția clară și limpede și mai ales prin înaltul ei spirit democratic. S-a criticat un lucru uriaș cu lumea demonstrație. S-a dovedit tăria unui ideal. S-a dovedit justeția unui principiu. Nu este puțin lucru, oameni buni. Nu este puțin lucru să demonstrezi că idealul anticomunist poate fi apărat cu zâmbet și cu înțelegere. Este o mare victorie după părerea mea. Când s-au retras asociațiile, numărul celor care veneau în piață era ceva mai mic. Piața se cam fusese afacerea. Fusese la legile, marea majoritate votase, unii oameni dezamăgiți, marea majoritate că nu are efect, că nu se rezolvă nimic, că nu exista dialogul necesar. Nu
Finalul tragic al pieții a venit în dimineața zilei de 13, când autoritățile guvernamentale, mai precis Ministerul de Interne, a intrat în piața Universității în jurul orelor 2:30 dimineață, cu o violență rar întâlnită. Felul în care poliția și-a organizat intervenția în piață a fost însă, din păcate, neprofesionistă și ineficientă. Poliția nu a intrat brutal. Am dat indicații categorice, precizări. Nu se lovește nimeni. Au început să ne lovească cu bastoanele, ne-au îmbrâncit, am căzut jos, am încercat să fugim, n-aveam unde, eram dezorientați, eram în greva foamei de peste 20 de zile. Greviștii foamei au fost integral luați de către, mă rog, medici, mașini sanitare și așa mai departe. Am fost duși în stradă, acolo am fost bătuți din nou și am fost conduși, dacă se poate spune așa ceva, în dubele care ne-au dus la secția de poliție, nu știu exact cum se numește. A fost marea greșeală a dimineții de 13. Era, nu trebuia agresat această curte a miracolelor. Ea se terminase. Era definitiv încheiată. Și de aici toată violența din ziua de 13. Pe 13 iunie, la ora 3:30, când au atacat, au fost prinși în piață 267 de persoane. Consider că puterea a premeditat și a pregătit ziua de 13 iunie, a pregătit-o minuțios. Puterii îi trebuia o motivație ca să șteargă dintr-o singură lovitură toate formele de opoziție existente în acel moment în țară și cu precădere în capitală, un centru vital al vieții social-politice din România. Consider că intervenția forțelor de ordine a fost justificată. În momentul acela de explozie al revoltei care a avut loc pe 13, în mod cert a fost provocat. Era mai bună calea dialogului, chiar dacă mai suportam încă situația o anumită perioadă de timp.
Intervenția poliției în noaptea 12-13 este, după părerea mea, momentul care a declanșat furia maselor. Furia maselor a declanșat furia autorității. Violența naște violență. Dacă e să comparăm cu felul în care acționează poliția în vest, ei au fost niște mielușei. Sindicatele n-au fost de acord să trimită. Cum să-l informați pe domnul președinte, ne dăm foc la toate autobuzele. Asta a fost înțelegerea, în loc să informați. Nu, sub nicio formă nu este de crezut că generalul Diamandescu și-ar fi dat foc la autobuze. Nu, deși poate că alții ar zice că ar fi făcut un lucru bun. 52 pentru 53. Cum să-l informați pe domnul președinte, ne dăm foc la toate autobuzele. Asta a fost înțelegerea, în loc să informați. Cred că acest lucru s-a înțeles, că demiterea domnului Chițac se datorează televiziunii. Poliția care în dimineața aceea a agresat o mână de oameni care nici nu mai existau din punct de vedere al fenomenului Piața Universității, aceeași poliție lăsa nu pe manifestanți, cum am spus-o de îndată, manifestanții scandau ce aveau de scandal, dar n-au atacat. Îi lăsa pe unii foarte bine organizați să pătrundă. Dați-mi voie să cred că într-o parte a vechii securități și o parte a poliției din iunie existau niște legături. Televiziunea a funcționat în mod impecabil în cursul evenimentelor din decembrie, când era supusă la tirul acela de gloanțe. Acolo a fost clar, o înșelat. Bine, trebuie să vedem cine a pus-o la cale. Asta e o chestiune care va mai dura, probabil, nu știu, 15 ani. Obiectiv vorbind, de interesele unora dintre membrii fostei securități, a existat tendința de refacere. Fie de refacere a sistemului în seara de 13, fie de refacere a imaginii în ziua de 14. Am văzut niște filme cu secvențe, unele dintre ele preluate probabil din ziua de 21 decembrie, în care niște polițiști cu bastoane, cu ciomege, cu nu știu ce, au intrat, au molestat, au lăsat oameni morți sau arși acolo, în zona pieței. Important e că televiziunea română transmite din nou în această zi grea, îmi spune, pentru țară, pentru popor, de 13 iunie. Viziunea, situația este calmă, este liniște, a apărut și mira. Minerii s-au deplasat către Piața Universității pentru a descongestiona ceea ce era acolo, ceea ce practic le ceruse președintele țării. Mă adresez dumneavoastră de această dată, mulțumindu-vă pentru răspunsul de solidaritate muncitorească pe care și de această dată l-ați dat, la chemarea noastră. Delegația de mineri, în frunte cu domnul Cosma, se va deplasa spre Piața Universității, pe care vrem să o reocupați dumneavoastră.
această dată avem de-a face cu elemente de-a dreptul fasciste. Grupuri organizate de elemente incitate, multe din ele drogate. Mișcarea minerilor la București a fost o mișcare spontană și ce a declanșat plecarea lor, zicem noi, liderii de sindicat, a fost faptul că, așa cum am spus, instituțiile democratice au fost devastate și că, practic, punctul culminant a fost întreruperea emisiunii la televizor. Între mineri au reușit să se infiltreze oameni din aceștia de rea credință. Cu interese, i-au dirijat pe mineri. Foarte clar, n-avea minerul de unde se știe, unde e sediu mișcării 21 decembrie, unde e sediul Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat, unde e sediul Partidului Liberal, unde e casa lui domnul Rațu și toate celelalte. Mulți din cei care sunt încă în funcții de conducere nu sunt necunoscători. Faceți puțin loc să treacă mașina mai în față. Să vedem cine e acolo. Pe cine ați prins acolo? Marin Munteanu? Unde e să-l vedem? Faceți puțin loc să vedem pe Marin Munteanu. Adivinați-mă, cu mine avea oarecare justificare. Dom'le, el e fascistul, el e criminalul. Bun, am înțeles. Dați-mi una în cap. Dar au fost măcelăriți oameni care... poate nici tocul să-l viața lor prin viața universității. A fost mai rău pe 14 iunie față de 21 decembrie. Asta a fost senzația mea, foarte evidentă în 13, 14, 15 iunie. Să instaurăm o democrație veritabilă, responsabilă în fața poporului. Tocmai acum, aceste elemente au căutat să submineze viața noastră democratică. Armata trebuie să fie element de stabilitate și de apărare a cucerilor poporului. Nu să se stea indiferentă. Când vandalii se dau la asemenea acte barbare împotriva poporului. Cât de ușor au fost păcăliți și cât de ușor au fost manipulați ei, care în 1977 se ridicau împotriva dictatorii. Pentru că eu consider sfârșitul pieței universității o formă de război civil care s-a demonstrat a fi posibil și care rămâne în continuare o spaimă, a spune, permanentă a existenței noastre. Au fost și mineri, au fost și securiști sau poate oameni din poliție și oameni care acționau în urma fricii, aurii și a neputinței acumulate în cei 20 de ani de dictatură. Erau oameni care ne scuipau sau ne cereau moartea fiind speriați de ceea ce vedeau și atunci pentru a scăpa acționau în acest fel, crezând că astfel vor evita ciomăgeală. Cred că dacă l-ai fi întrebat pe un astfel de om, de exemplu un bătrânel care mă lovea cu bicicleta în spate și îi lucea ochii în cap și îmi spunea eu am să te omor, eu am să te omor, l-aș întreba astăzi de ce anume făcea acel lucru, nu aș ști să răspundă. Vă spun în capul locului că pe mineri, ca să zic așa, i-am iertat de prima dată. Minerii erau ușor de manipulat. În schimb, n-am găsit și n-aș ierta niciodată
atitudinea bucureștenilor și mai ales a unor bucureștence care îi aclamau pe mineri. Așa ceva este de neexplicat. O țară întreagă suferă, noi minerii din Valea Jiului, din toată țara, am venit aici la București pentru libertate, pentru toate, asigurarea toate drepturile omului și pentru liniște. Cum ar fi că de făcut dolari care pe 100 în loc de Bălcescu, dar Nicolae Ceaușescu? Am găsit la penețeu, droguri, armament, muniție, mașină de scris automată, tipărit bani la PNL-ul, este în ziarul Adevărul. Rubrica? Nu s-au judecat partidele astea, adică au coordonat din umbră, drogând pe unul și pe altul. Contra studenților și tinerilor n-avem nimic, să fie liniștiți. Studenții care sunt pașnici și desfășoară activitatea pe stradă, plimbarea, și n-are nimic la un moment dat cu nicio personalitate, n-avem nici noi nimic cu ei. În momentul când sunt violenți și noi trebuie să ne apărăm și să ne gândim la viitorul nostru, că înainte muream de foame, nu găseai un salam în alimentare pe vremea lui Ceaușescu și acum se găsește de se strică poate în alimentări carnea de pui și tot felul de alimente, conserve, cel puțin pâine, nu mai discutăm. Când pe vremea lui Ceaușescu era pâinea la rac. Vezi că de acum rămâne la bază armata și poliția. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru ceea ce ați demonstrat și în aceste zile, că sunteți o forță puternică, cu o înaltă disciplină civică muncitorească, oameni de nădejde și la bine, dar mai ales la greu. Aici sunt reprezentanții Guvernului, a Ministerului Transporturilor, în mod organizat, eșalonat, să asigurăm această deplasare ordonată a tuturor spre locurile dumneavoastră. Vă rog să transmiteți salutările noastre călduroase colegilor dumneavoastră de muncă, pentru că știu că toți au fost cu inima alături de noi. Să vă urez dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, multă sănătate. Să ne vedem cu bine! Mi-e tare milă de oameni ăștia. Deci fac o distinție între oamenii care au fost ghidonați, au fost manipulați și oamenii care au săvârșit și cu bună știință ce au săvârșit. Nu este niciun mort provocat de mine. Sigur că minerii, la rândul lor, au făcut și lucruri bune. I-au ajutat ca să fie curățată piața universității de urmele vandalismelor din ajun și reluarea traficului. I-au pus mâna pe sapă și au refăcut tot spațiul verde din fața Teatrului Național. Au săpat acolo, dar pe urmă au săpat și în populație, nu? Din păcate. Și asta a fost marea gafă și, după părerea mea, aici Ilescu și-a pecetluit destinul. Ce să spun? Uneori ne întrebăm cu toții pentru ce păcat plătim. Pentru, nu știu, dar de multe luni încoace cam toți aceiași oameni încasează bătăile. Am luat-o și pe 21 decembrie, am luat-o și în iunie, o tot luăm. După 13-15, foarte mulți și-au pierdut demnitatea câștigată cu sânge în zilele Revoluției. Și iată că ne aflăm în fața unui fenomen dezastruos. Emigrație. Nous avons demandé l'asile politique en Italie pour pouvoir continuer notre lutte. Parce que maintenant, nous sommes devenus des dissidents et il est impossible pour nous de rentrer en Roumanie. C'est très dangereux de retourner dans notre pays. Protestul nostru celor de acum a îmbrăcat forme absolut pașnice. Și noi am preferat să primim decât să lovim. Cei care vor veni după noi, mi-e teamă că
nu vor mai aștepta să fie loviți. Ar trebui să vină printre noi, măcar să stăm cu ei un pic la sfat. Dar sunt doar sfinți în calendare noi, eroii noștri ce-au murit curat. O mână de-ai să simți pe fruntea ta, să pleoapă lacrimile ți se strâng. El e iubitul ce te mângâia, lovit mortal sub umărul său stâng. Mi-e greu titlul de rău, căci frați noi suntem. Aș vrea să-mi dați un nume nou, golan post-mortem. Mi-e greu titlul de rău, căci frați noi suntem. Aș vrea să-mi dați un nume nou, golan post-mortem. Pe străzi vom merge printre ei, iar ei ne vor vorbi de libertate. Ne vom iubi mai mult decât oricând și vom uita mai mult pentru dreptate. Dacă nu știi, învață să dansezi, să râzi și simplu să-ți fie bine. Chiar dacă acum nu mai poți să-l vezi, copilul tău se joacă lângă tine. Mi-e greu titlul de rău, căci frați noi suntem. Aș vrea să-mi dați un nume nou, golan post-mortem. Mi-e greu titlul de rău, căci frați noi suntem. Aș vrea să-mi dați un nume nou, golan post-mortem. Ar trebui să vin în fruntea țării toți ce-au murit în 45 de ani, mutilați de terorism, mutilari acestei nații blânde de golani. Nu cred că piața universității s-a terminat, pentru că este absolut evident că acea lună, și ce mică e o lună față de istorie, va rămâne în istoria României. Piața universității în sine a fost un lucru uluitor. Piața Universității din București și Piața Operei din Timișoara sunt sigur că vor fi în continuare capetele unei axe importante a noi românii. România are nevoie astăzi de rostirea răspicată a faptului că nu mai avem nevoie de comunism, nu mai avem nevoie de reprezentanții comuniștilor la putere. Piața există. Suntem luptătorii veacului ce vine, suntem diligența veacurilor multe. Tai noștri aleargă spre un țărm de bine, cu podcoave albe dincolo de munte. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea noastră. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea noastră. Frate și adânc ne scurmă, visul libertății ne sunt meleag. Fără violență nu suntem o turmă, libertatea însă și al nostru steag. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea noastră. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea noastră. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă.